Bună ziua! Tema emisiunii este îngrijirea paliativă la domiciliu, servicii mobile. Echipele mobile de îngrijiri paliative ajută pacienții cu boli incurabile și familiile acestora să depășească situațiile apărute din cauza bolii. Lunar, echipele mobile Hospice Angelus din Chișinău și Bălți efectuează circa 800 de vizite acasă la pacienți. Vom merge acum la departamentul medical Hospice Angelus să vedem specialiștii în acțiune. Hospice Angelus, bună ziua, Natalia Carafizi la telefon. Așa, dumneavoastră sunteți fiica, da? Noi acordăm, da, așa tip de servicii. Unica ce eu vreau să aflu numele și prenumele pacientului, da? Adresa și îmi lăsați, vă rog frumos, un contact, număr de telefon, fie mobil, fie fix. Deci, dumneavoastră trebuie să pregătiți încă să aveți acasă xerocopia buletinului, poliță de asigurare, da, și, da, și îndreptarea. Cu asistenta medicală, peste o oră, noi o să venim la dumneavoastră. La revedere! Echipele mobile de îngrijiri paliative intervin pentru a trata durerea și alte simptome asociate cu boala, dificultăți de respirație, depresie, neliniște, insomnie și greață. Echipa acordă la domiciliu consultația doctorului specializat, asistentului medical și asistentului social. Specialiștii îngrijesc bolnavii, le oferă medicamente, pansamente, informații despre igienă și alimentație și discută despre suferința lor. Pentru ca pacienții cu boli incurabile să beneficieze de îngrijiri paliative la domiciliu, ei trebuie să întrunească o serie de condiții. Pentru ca un bolnav să beneficieze de asistență a echipei mobile de îngrijire paliativă, trebuie să aibă un diagnostic incurabil cu pronostic de viață limitat. Noi estimăm 12 luni, patologie oncologică sau non-oncologică și trebuie să se adreseze la o echipă de mobil în baza unui trimitere extras la medicul de familie, care ulterior este preluat de către specialistul fundației noastre și în baza acestui extras se decide și examinării pacientului, se decide dacă este eligibil sau nu. Andrei Bradu spune că medicul de familie merge la domiciliul pacientului cu foarte multe cunoștințe de medicină generală și cu mai multe sau mai puține cunoștințe de îngrijire paliativă, în funcție de calificarea acestuia. Doctorul specialist în îngrijirea paliativă merge acasă la pacient cu foarte multe cunoștințe de paliație. Pacienții din cadrul programului se bucură de toată asistența fundației noastre. Dacă pacientul este luat în program la noi, noi stabilim numărul de vizite, planul de îngrijire, cât de des pacientul trebuie să fie vizitat, ce nevoie are, ce nevoie apare adițional parcursul luării la îngrijire. Este foarte individual pentru fiecare pacient și asta se stabilește în interior de către medici, de către asistent sau alt specialist din echipă multicelor care este afiliat în îngrijirea acestui pacient. Echipele mobile Hospice Angelus acționează în raza municipiului Chișinău. Deservirea asta e raza municipiului Chișinău, cu 35 de kilometri în jur și la necesitate pot fi efectuate pentru pacienții care se deplasează din raioane, pot fi consultații în oficiul nostru și prescrierea unui plan de tratament, apoi coordonat la telefon. În unele raioane au fost create servicii de paliație, inclusiv echipe mobile. Acestea sunt gestionate de organizații neguvernamentale. Specialiștii spun că accesul la servicii paliative crește și aceasta se datorează dezvoltării tehnologiei informației. Oamenii folosesc facil internetul și comunică eficient prin intermediul rețelelor de socializare. Zilnic la departamentul stomaterapiei al Fundației Angelus Moldova, zeci de oameni din diferite zone ale țării vin pentru consultații și consumabile medicale. Da, vin de punguți. De pungi. Da, așa care cită.
Da, acest apunci pe care dumneavoastră deja știți, lucrăm cu dânșeuna, spungi din program de stat, de obicei, pe o lună, 20 de pungi, 5 clame. Spuneți, vă rog, cum sunteți cu dânșeuna, v-ați adaptat, cum pacientul simte cu pungi, undeva sunt probleme? Probleme unica. Unica problemă, foarte ineluș, foarte greu, se încleie bine, ține bine. Așa. Pe două zile e foarte bine. Numai că foarte greu se descleie de la ele ineluș. Și problemele da. Sunt anume cu descleierea. Noi putem să vă propunem special pudră, stoma pudră. Totuși știți, deja sunteți învățați, da, bravo! Da. Am încredere în dumneavoastră. Bine, vreau să vă informez că program de stat prelungește. Pentru luna viitoare eu iarăși vă aștept cu ricetă și la consultație la noi. Echipa mobilă de paliație face conexiune între grupul multidisciplinar de specialiști pentru a asista bolnavul incurabil la cel mai înalt nivel. Aceasta acordă asistență pe toată perioada evoluției bolii, atât pacientului cât și familiei lui. Rudele beneficiază de sprijin psihologic și după decesul pacientului. Fiecare doctor și asistent din cadrul echipei mobile face în medie 4 vizite pe zi acasă la bolnavi. Bună ziua, doamna Nela! Bună ziua! Bună ziua! Cum sunteți? Așa, relativ. Când mai vine, când mai rău, mă duș. Nu am nevoie de la bunoșită să mă răsuflăști. M-am mai spus și data trecută. Tușesc uscat? Eu nu tușesc, în genere nu tușesc. Tușesc numai așa, știți, fac ca să se rupă și nu se rupi măcrota asta. Numai iar încetișor vorbiți, că vă obosiți tare. Respirați, vă rog, cu gura, dar nu des. Nu ați obosit? Nu. Așa. Neli Munteanu este nevăzătoare. Femeia a fost diagnosticată cu cancer acum 3 ani. Avem foarte mari dureri la spate, la picioare, la bazin, foarte mari dureri avem. Și fiica mea a făcut legătură cu fosta noastră, medic de familie. Și el mi-a spus că dacă este așa echipă, ia ca așa astea și mi-a dat numărul de telefon, coordonatele, am sunat și peste două zile dumnealor a venit. Eu orice întrebare le pot să le adresez pe telefon, când dumnealor vin. Vin foarte des, când schimbă sistemă și sunt foarte mulțumită că eu sunt total nevăzătoare și eram dependentă totdeauna că să-mi pui cineva injecții la o anumită oră, strict la oră. Dar acum, datorită sistemelor acestea, eu pot să-mi pun singură. Sistema fluturașului se umple cu soluții injectabile pentru control durerii. Ca să nu fie înțepat de fiecare dată, se pun fluturașul. M-am adresat la dumnealor și m-a ajutat cu cărucior. Eu pot să mă deplasez cu cineva, pot să mă deplasez dintr-o cameră în alta, aici să aerisesc, la bucătărie mă duc. În orice caz, nu stau numai, nu mă pipat. Oamenii care suntem în situația dată, noi avem nevoie. Noi avem nevoie de o susținere, de o înțelegere, de o compasiune, care poate situația e gravă. Dacă cineva îți spune o vorbă blândă, atunci știți, nici durerea nu e așa de mare. În general, când noi venim prima dată, noi totdeauna evaluăm toate necesitățile, nu numai medicale, sociale, psihoemoționale, spirituale și medicale inclusiv. Asta nu a fost prima noastră vizită. La vizita a doua sau la vizita a treia, întotdeauna are loc evaluarea, reevaluarea simptomelor în primul rând și noi de obicei aflăm care încă sunt probleme.
că noi nu așteptăm până când familia să sună și să spună că a apărut careva problemă, dar de obicei regulat pe parcursul săptămânii oricum se face legătura cu pacientul sau cu ruda, cu familia în general și pacientul este vizitat după măsura necesității. Bună ziua! Bună ziua, doamna Lidia! Bună ziua! Cum sunteți? Zic cum, așa. Durerile unde au apărut? Aici, în umeri? Da, da, ca, ca tot timpul. Adică când mă întorc, atunci de te dureri nu putem să mă întorc. Dați așa. Lidia Mazur luptă cu cancerul de 2 ani. Femeia spune că specialiștii în paliație o ajută să depășească cele mai dificile situații generate de boală. Deodată s-au început durerile în spate. Eram la lucru și s-au început în spate. Eu am crezut că poate curentul, poate știți cum... Ei, au trecut un timp, știți că cum nu dai așa... Da, atenție. Da. Pe urmă, de acum m-am dus la policlinica oncologică, am dat analizele și acolo ne-au găsit că tare la piept. La pieptul stâng. La pieptul stâng. Ei, am făcut acolo chimioterapie, am trecut. După chimioterapie m-am simțit mai bineșor. După asta, iară s-au agravat aici durerile mari la mâini. Și după aceasta ne-au făcut radioterapie. După radioterapie, încă mai rău m-am simțit. Și de acum noi, iată, ne-am dus la medicul de familie. Și medicul de familie ne-a adresat că să mergem la oficiul acesta. Foarte bine că e gratis, înțelegeți cum? Nu cum sunt, că e că și la operație și zice, nu dați banii, nu vă liberăm acasă, când să-l zi. Când m-am dus la policlinică, ei spun diagnoza, cum am în față, îți trântesc așa niște cuvinte, că te dă jos din primele două cuvinte. Este diferență între vizita medicului de familie și vizita echipelor mobile? Foarte mare. Sunt foarte atente și sunt foarte amabile fetele și medici. Asta îți dă o speranță de a mai trăi, a viețui. Alți oameni nici nu știu, nu asta, dar după programul dumneavoastră, poate multă lumea să afle și să apeleze. Am schimbat fluturașele prin care se administrează preparatul analgetic, se ajustează doza care atinge confortul pacientului ca să nu aibă dureri. Eu singur fac injecții după indicațiile medicului. Iată, pe perete avem date indicațiile de doamna Natalia, doamna doctor. Avem graficul. Asta e sub strictă evidență, domn Petru știe. În prezent, în Republica Moldova, activează 8 echipe mobile de îngrijiri paliative.